Sănătate prieteni, zi minunată, Doamne ajută și primăvară cu bucurie, cântec de păsărele, luna aprilie, o splendoare, am vărzit aproape totul, plin de flori, păsărele sunt în plin concert, și suntem foarte, foarte bucuroși. Ne încântă Dumnezeu, ne bucură inima, suntem într-un loc minunat, la Hărțegan, județul Hunedoara, undeva la 700 de metri altitudine, iar primăvara la Hărțegan e o, o frumusețe, o splendoare. E cel mai frumos anotimp, este clar, fiecare anotimp are frumusețea lui, dar îmi place primăvara într-un mod special, mai ales aprilie, mai, lunile acestea. E o frumusețe aici, suntem la intrare, în curte, am plantat conifere, pin, brazi diverse, soiuri, enupări, tot felul de plante veșnic verzi. Cireșii sunt în floare, unii dintre ei, unii deja au trecut. Începe liliacul cu parfumul lui, primăvara, culori, explozie de verdeață. Ah, liliacu! O frumusețe de parfum, ceva de neegalat. Liliacul acum flori și bineînțeles frumusețea de cireș, văd că sunt plin de flori și pentru că este cald, sperăm ca anul ăsta să polenizeze mai bine față de primăverile trecute. Avem mai mulți cireși, am tot altoit la cireș cu un port altoi de aici, e o frumusețe, o... trandafirii vor exploda și ei cât de curând. iarba verde, trebuie deja să începem să cosim. Mai sus aici deja am cosit, aici este kiwi, care va trebui să înflorească și el. Frumoasele lalele. Da, fără la lele, cum ar fi primăvara. Și iarba, gazonul, bineînțeles. Gazonul, o frumusețe. Umblăm în picioarele goale. Contactul cu pământul este extrem de sănătos. Conectarea la pământ și descărcarea. Începe mărul nostru uriaș din curte să înflorească. Parfumuri! Parfumuri! Mălinul. Gutui înflorește și el. O frumusețe, o splendoare să stai într-un astfel de loc, e un privilegiu. Este o mare, mare bucurie, o fericire pentru cei care iubesc natura și e posibil. Este posibil și pentru cei cu venituri foarte mici. Eu am avut, am povestit într-un video, puțin bani, foarte puțin, dar m-a ajutat Dumnezeu. E de muncă, dar și ești răsplătit din belșug. Acum pomii sunt grăbiți, așa că sunt foarte, foarte mulți care înfloresc. Nu știi ce parfum și mahonia și cireșul. Dar nu mai zic de leang, nu su, care este plin de... Ia uitați cum e... atrage... Cum atrage albinuțele și bondarii. O frumusețe, o frumusețe. să ai inima să te bucuri. Dracila roșie este înflorită. E o dracilă ornamentală. Face și fructișoare mici, dar nu sunt comestibile. Mărul cu miezul roșu înflorește și el, bineînțeles. Și peste tot pe unde te uiți este o frumusețe, o splendoare. Ce înseamnă primăvara? Mulțumim, Doamne, sunt recunoscător pentru locul acesta, sunt recunoscător pentru primăvară, pentru flori, pentru păsărele, pentru iarba verde, pentru munții frumoși, pentru tot ce a gândit Dumnezeu pentru noi. Oricum, să trăiești într un loc de genul acesta, vă spun sincer, te încarci cu bucurie. Sunt atât de, 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 de fericit pentru locul acesta binecuvântat. Îi îndemn pe toți iubitorii de natură, pe iubitorii de liniște, pe iubitorii de comuniune cu Dumnezeu, pentru cei care doresc să aibă familia într-un loc liniștit, să meargă să-și pună căsuța, să-și găsească o căsuță într-un loc feric pentru ca să deschizi ochii dimineață de dimineață într-o. Într-un astfel de peisaj, într-o astfel de încântare, îți aduce multă, multă bucurie, și este ceva la îndemână. Îți trebuie doar viziune, îți trebuie credință, îți trebuie deschidere de inimă, dar este posibil pentru cei mai mulți oameni, zic eu. Să fiți binecuvântați cu o primăvară frumoasă, cu bucurie în suflet, cu armonie în familie și mai ales pace în sufletul dumneavoastră pe care Dumnezeu o poate planta în fiecare dintre noi. Vă doresc împlinire și zi minunată. Doamne ajută!